Este o onoare să vă avem azi în studioul Hot News. E o onoare pentru că discutăm cu un specialist în primul rând, apoi cu un român specialist care a reușit afară și sigur avem și un interes legat de premiile Nobel și de faptul că ați fost o colaboratoare și sunteți o bună prietenă cu Penrose, câștigător al premiului Nobel. Bine ați venit la interviurile Hot News! Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație! Haideți să le spunem puțin privitorilor noștri despre dumneavoastră. Cine este Cătălina Curceanu și cum a ajuns ea la vârful cercetării în Italia și nu la Institutul de la Măgurele, ținând cont că ați făcut liceul chiar acolo? Da, deci eu m-am născut la Brașov, pe urmă am crescut în orașul Sfântul Gheorghe, unde am făcut școala generală, după care, într-adevăr, m-am mutat la Măgurele, la liceul de matematică și fizică numărul 4, un liceu excelent pe vremea cât îl studiam eu la Măgurele. Am făcut facultatea de fizică la Măgurele. După facultatea de fizică, pe care am absolvit-o în 1989, și după Revoluție, am venit în Italia, la Frascati, cu o bursă pentru 3 luni pentru studiul anumitor procese care erau în cadrul unui experiment ce era efectuat la CERN, la Geneva, și avea de-a face cu anumite particule exotice. Și cum am implicat în această cercetare la vremea respectivă, cu un contract, cu altul, cu burse de studiu, într-un final cu un concurs pe care l-am câștigat, am rămas la Frascati. La ora actuală sunt prim cercetător, am propriul meu grup de cercetare la Frascati, unde am grupul acesta de 20 de persoane care lucrează în domeniul fizicii experimentale, atât fizică nucleară, cât și fizică cuantică. Cam așa ar fi pe scurt, să spunem, povestea mea. Ați rămas la pasiunea fizicii nucleare, faceți și fizică cuantică. Bănuiesc că e cam greu între prieteni glumind așa când vă întreabă la o petrecere cu ce te ocupi și să începi să le explici cu fizică cuantică. De ce fizică cuantică? Este foarte adevărat. Este greu de vorbit despre fizica cuantică, mai ales cu cei care cred că deja știu fizică cuantică și încep cu creierul cuantic, conștiința, cu tot felul de bazaconii care mai de care incredibile. Este foarte greu de explicat că fizica cuantică nu este neapărat în domeniul abstract, și este o teorie concretă cu rezultate concrete care încă mai este studiată și exact ceea ce facem noi la ora actuală. De fapt, astăzi m-ați chiar prins la Gran Sasso, unde sunt aici pentru că avem un experiment la laboratorul subteran de la Gran Sasso, în cadrul căruia studiem mecanica cuantică și încercăm să o punem, ca să-i spunem așa, în criză. Tocmai pentru că mecanica cuantică, această minunată teorie din lumea particulelor, din lumea atomică, deci scala extrem de mică a electronilor, protonilor, nucleelor și așa mai departe, are legi cu tot și cu totul deosebite pe care nu le vedem în lumea noastră de obiecte macroscopice, în lumea de zi cu zi. Și printre aceste comportamente sunt anumite care stârnesc încă curiozitate, interes și chiar și discuții și certuri în cadrul comunității științifice, și probabil parte dintre cei care vor privi, care privesc acest program, au auzit de pisica lui Schrödinger, care este doar una dintre problematicile și paradoxurile mecanicii cuantice, asupra căreia încercăm să lucrăm în cadrul unui experiment tocmai aici la Gran Sasso. O întrebare pe care recunosc că am furat-o de la prietenul nostru comun, Cristian Presură, căruia mulțumesc foarte mult pentru sugestia acestui interviu. Ce interpretare a mecanicii cuantice preferați? Da, deci nu pot să spun că prefer, însă fiind un fizician experimentator, deci făcând experimente, lucrez în cadrul aceelei interpretări, să zicem, care nu e de fapt o interpretare, ci este un alt fel de mecanică cuantică, care are prevederi, din punct de vedere experimental, diferite față de mecanica cuantică standard. Deci o teorie care este dincolo de mecanica cuantică,
mod specific o ecuație a lui Schrödinger, care este ecuația principală a mecanicii cuantice, îmbogățită cu niște termeni în plus. Și evident, dacă tu modifici mecanica cuantică, te aștept să măsori ceva în plus față de ceea ce ai în mecanica cuantică. Și exact ceea ce facem noi la Grand Sasso, ceea ce, repet, nu este o interpretare, ci este o nouă teorie care îmbogățește, ar arăta, să spunem așa, drumul spre o teorie fundamentală care ar aștepta încă să fie descoperită. Pentru publicul larg, ce sunt acceleratoarele de particule și care e importanța lor majoră în studierea Universului? Acceleratoarele de particule sunt un fel de microscoape. Deci dacă noi putem studia, să-i spunem, celulele, inclusiv, hai să nu le spun chiar virusii, dar materia microscopică cu un microscop până la o anumită scală, nu putem vedea atomii, de exemplu, nici particulele cu un microscop optic. Și atunci trebuie să construim instrumente diferite, care sunt exact acceleratoarele de particule, care ar fi ca un fel de microscoape, care însă ne arată cum este construită lumea la nivelul particulelor, la un nivel microscopic, mult, mult, mult mai mic decât microscoapele optice. Deci se folosesc acceleratoarele de particule, în special în lumea cercetării, cea în care lucrez eu, pentru a verifica și a studia și a căuta legile Universului, a scruta Universul în componentele sale cele mai mici și a înțelege din ce este făcut, în primul rând, și cum funcționează, cum se pun împreună aceste particule să alcătuiască atomii, dar nu numai atomii cei pe care îi vedem și din care suntem alcătuiți noi, ci inclusiv particule care probabil încă n-au fost descoperite. Acest lucru ultima dată s-a întâmplat la CERN, la Large Hadron Collider, marele accelerator de particule, când a fost descoperit bozonul Higgs, deci o particulă care până la ora respectivă nu fusese văzută. Deci este un instrument de cercetare foarte puternic care sfărâmă materia și folosește legile lui Einstein de a transforma energia în materie, care ne permite să înțelegem de ce e compus Universul. Premiul Nobel pentru fizică de anul acesta a ajuns la trei specialiști care au studiat tocmai fenomenalele găuri negre, care ne fascinează atât de mult. Britanicul Roger Penrose, germanul Genzel și americanca Andrea Ghez, a patra femeie doar care primește premiul Nobel pentru fizică. Dumneavoastră ați lucrat împreună cu Penrose, deci și o prietenă foarte bună, așa că să-i dăm pentru început cezarului ce e al cezarului. Povestiți-ne un pic despre Penrose, cum l-ați cunoscut, cum este el ca om în primul rând, apoi ca fizician și importanța studiilor domniei sale. Deci am avut prilejul, onoarea și bucuria să-l cunosc pe Penrose în aprilie anul trecut la Roma, în cadrul unei conferințe organizată de colegi de la Universitatea din Roma. Și m-am dus la această conferință tocmai să discut cu dânsul despre mecanica cuantică și acea modificare de care vă vorbeam înainte. Deci faptul că în mecanica cuantică există anumite probleme, se numește problema măsurătorii și are de-a face cu fizica lui Schrödinger, Roger Penrose a propus o soluție care are de-a face cu gravitația, deci un colaps al funcției de undă, deci are o teorie. Și am discutat despre această teorie ore și ore întregi în primăvara anului trecut, după care în septembrie l-am invitat la o conferință pe care am organizat-o eu la Frascati. A venit la această conferință și am avut prilejul să vorbim și să discutăm nu doar despre fizică, mi-a povestit inclusiv despre el însuși, despre familia lui, despre cum a devenit ceea ce este astăzi o persoană incredibilă. Deci este o persoană de cu adevărat incredibilă, de o modestie, de fapt cuvântul adevărat nici măcar nu este modestie, dar deci minunată, e o persoană minunată. Și povestea despre fratele lui, care este un șahist destul de faimos, campion
și bunicului care e pictor, iar el însuși a lucrat în domeniul, în practic în toate domeniile fizicii fundamentale. Premiul Nobel l-a avut nu atât pentru mecanica cuantică, cea în cadrul căruia am avut prilejul să discutăm și să colaborăm și să ne confruntăm ideile, pentru că noi facem acest experiment la Gran Sasso legat de verificarea experimentală a posibilei teorii a lui Penrose, însă l-a avut pentru cealaltă parte a studiilor pe care le face legate de relativitatea generală și de faptul că în 1965 a reușit să scrie acest articol care a rămas în istoria și rămâne în istoria fizicii, în care demonstrează fără umbră de dubiu că prezența și existența găurilor negre este o este legată direct de teoria relativității generale a lui Einstein, lucru care înainte nu era confirmat, deci se bănuia că așa ar putea să fie lucrurile, dar în cazuri foarte simplificate, el demonstrează că în caz generic, deci generalizat, găurile negre există în anumite condiții și, în plus, în gaura neagră se găsește așa numita singularitate în centru, în care legile fizice actuale nu mai sunt valabile. Concepte precum spațiu și timp nu mai au valabilitate în interiorul acestor găuri negre. A lucrat, trebuie să spunem, la singularitatea gravitațională și cu Stephen Hawking din 1965. Da, însă articolul respectiv este semnat doar de el. Deci articolul din 1965 pentru care i-a fost acordat premiul Nobel este rezultatul nu atât al colaborării cu Hawking, care evident mi-a vorbit inclusiv de acest lucru și de cât de extraordinară era această colaborare, însă țin să subliniez că acest articol în care el demonstrează singularitatea și găurile negre este rezultatul unei activități personale atribuite lui Roger Penrose și se bazează pe concepte de geometrie, de noi concepte din geometrie și noi concepte matematice pe care le-a introdus el însuși. Cu toții avem o anumită teamă de înaintarea în vârstă, de bătrânețe și ne-am dorit să rămânem cu capul limpede, cum ne place nouă românilor să spunem. Ceea ce mă uimește la Penrose e vitalitatea de care dă dovadă la această vârstă înaintată, o minte foarte lucidă și mereu curioasă. Cum îl simțiți așa? Ați centrat exact stilul lui Roger Penrose. Deci o minte extrem de limpede, o minte care reușește să-și amintească întâmplat în 1960, 61, 65 și să-ți descrie exact contextul în care s-au întâmplat lucrurile. O luciditate incredibilă, o curiozitate incredibilă pe care o vezi privindu-i ochii. Deci dacă tu îi privești ochii, sunt fără vârstă. Ar putea avea 20 de ani, 30 de ani sau 1 milion de ani. Are acea privire vie, activă și plină de curiozitate care m-a surprins extrem. Și într-adevăr este de o luciditate incredibilă. La ora actuală lucrează la noi teorii, despre care a și vorbit în interviul pe care i-a fost luat imediat după acordarea premiului Nobel, care se găsește pe pagina premiului Nobel, interviu telefonic, 14 minute, în care a doua parte el o dedică studiilor pe care le face la ora actuală legate de nașterea Universului. El are o teorie cum că Universul s-ar naște, ar muri într-un continuum, el numește aceste perioade eons, în care nu există un Big Bang din nimic, ci Universul este, să spunem așa, se reproduce în perioade de timp extrem de îndelungate și mai mult propune inclusiv modul de a verifica experimental această teorie. Deci, la vârsta lui este cu totul și cu totul, aș îndrăzni să spun, ieșit din comun, dar probabil nu în familia Penrose, unde mai toți, inclusiv bunicul, fratele lui, sunt, din câte îmi povestea el, extrem de asemănători. Ba chiar Roger Penrose îmi spunea că cel mai inteligent din familie n-ar fi nici măcar el, ci fratele lui, șahist, care spunea că e cu totul extraordinar. Deci o familie de un talent nemaipomenit, al cărui secret, eu cred, este curiozitatea față de ceea ce ne înconjoară și de univers, legile universului și lumea înconjurătoare.
Glumind, când eram în școală, profesorii ne spuneau mereu că matematica și șahul ajută să ai mintea foarte flexibilă, să o ai mereu tânără și curioasă. Dar uitându-mă în lumea fizicii și ascultându-vă în ceea ce spuneați, avem o pleiadă de astfel de cercetători de vârf în vârstă, foarte curioși și foarte activi. Deci, dragi ascultători, dați-vă copiii la fizică, lăsați-i să fie cercetători pentru o viață lungă și sănătoasă.